Domn doctor, ce să facem? Cum pornim creierul ăsta? Cum îl oprim? Cum îl ținem sănătos? Începem acum și terminăm peste o săptămână. Ok. Este, să încep, este o bijuterie, se află sus undeva. Cine ne-a dat acest creier? Nu știu. Important este ce facem noi cu acest creier. Acest creier este minunat. Este formidabil. Noi, cu puterea minții, știți că putem să influențăm ceea ce se întâmplă în jur. Ce trebuie să facem să avem un creier sănătos? Este un orar zilnic. Am scris odată o poveste despre 10 porunci. Primul, dacă se poate să ne trezim la cât mai de dimineață. Zahărul e o problemă pentru creier? Este. Zahărul e un toxic. Zahărul adevărat ăsta, super, super, super rafinat, nu e toxic. Apă? Îi dăm apă. Iar eu pledez pentru apa cât mai alcalină că schimbă pH-ul. Cu cât creștem în vârstă, cu atât devenim, scuzați, mai acizi. Se și spune, soacră, soacră. Poamă, acră. De unde știți? De... <laughs> Cătălin, dragă, în Oltenia se spune că dimineața la 3, a trecut moartea prin sat și a luat pe cei care i-a găsit în pat. Ceilalți au plecat la lucru. Este adevărat. Statul. Ieșiți în aer liber, un bărbat, luați o prietenă frumoasă de mână, să vă înțelegeți, vorbiți ce vă vine pe limbă, nu vă jenați în niciun fel, dar fiți oameni, fiți oameni coborâți pe pământ, discutați, mergeți, beți un pahar de vin, socializați. socializați. Alimentul la pe care ar trebui să-l scoatem acum, acum, din alimentație, da. ca să ne funcționeze creierul? Cred că cărnatul trebuie scos, <laughs> cărnatul gras, nu oricum, da. Nimeni nu spune că de poftă n-avem voie. Deci, unde ai deci de asta e problema la noi. De cred eu. că nu, cantitatea e foarte importantă. Cantitatea. Important. Cât de nociv e telefonul pentru creier? Total. Total. Dar este un rău necesar ca și automobilul. Este la fel. Toată lumea, în special neurochirurgia, toți sunt în general, în general foarte, foarte credincios pentru că știu că singurul lucru care te poate ajuta în anumite momente este doar Dumnezeu. Sunt momente foarte dificile în operațiile pe creier pe care trebuie să le parcoci Și n-ai ce să faci. Nu, nu ai nu mai alt spate decât să te mai rogi la Dumnezeu să te ajute. Noi suntem mâna lui Dumnezeu care executăm faptul în sine. Trebuie să ne bucurăm că trăim pe acest pământ, că pământul României este binecuvântat, e adevărat, de către Maica Domnului, n-am spus-o eu, a spus-o papa, mai ca și noi putem avea toată această fericire și bucurie aici. Avem tot ce ne trebuie. Suntem deștepți, suntem frumoși, avem de toate și trebuie să avem de toate. Depinde numai de noi. Această țară, și dumneavoastră care ne ascultați, să trăiți sănătos, să aveți un creier foarte frumos și să ne iubim între noi. Acasă, acasă, în Cât Acest podcast cu tine este. bună. în la podcastul acasă la Moreț. Știi ce zic? Salutare oameni buni, am promis o serie de podcasturi în care încercăm să aflăm secrete pentru a fi sănătoși, sau pentru a trece prin viață uh, cu zâmbetul pe buze și fără probleme. Alături de noi e o somitate în uh, studioul uh, podcastului acasă la Măruță. Eu mă simt onorat, este vorba de uh, profesorul universitar doctor Vlad Ciurea, omul care ne învață cum să pornim creierul, cum să l oprim și cum ce trebuie să facem să fim sănătoși la cap în primul rând. Dacă suntem sănătoși la cap, Presupun că suntem sănătoși și la trup. Mă bucur mult de tot și mă simt onorat. Felicitări, felicitări. Mulțumesc mult de tot. Am pus un pahar de vin roșu pentru că dumneavoastră mi-a spus în felul următor. Studiile arată că vinul roșu este singurul care te ajută la creier. Poți să mă ajute? Nu știu, eu o să încerc. E de Sâmburești, de la prietenii noștri, așa că domn doctor, o să plecați cu o sticlă de vin. De fapt, cu un bax de vin. De fapt, știți ce? Cât vreți dumneavoastră pentru că ne simțim onorați să fiți astăzi alături de noi. Un vin foarte bun, un vin cu un buchet foarte bun și este uh, extraordinar de plăcut să un vin bun și felicităm, felicităm Podgoria care a spus. Sâmburești, da. Da, îi știu, îi știu și celelalte produse. Au un și un rozet de Sâmburești formidabil. Da, și un e... Sauvignon Blanc de Sâmburești. Deci, formidabil. E bine. Placă, îmi place. Și spuneți că vinul roșu ne ajută da. la creier? Da. Și e demonstrat? Alte, și în alte părți al organismului. Dacă... <laughs> <laughs> Dar creierul. Există o substanță, resveratrol, în acest vin, da. care se duce un antioxidant. Se duce în creier și uh, tot creierul este înfășurat, găsim o formulă, îmbalsamat da. de această substanță. Și asta face bine. De ce? În primul rând, dezvoltă procesele de cerebrale, de cunoaștere, de discuție, de. Uh, de Totul se deschid. Se deschide cum mai deschide de fereastra unui caz. Al doilea, favorizează activitățile chimice, biochimice, în cadrul. Uh, sunt niște sinapse în creier. Ajută Ajută activitatea. Activitatea cerebrală, vascularizația. Deschid vasele. Acest vin deschide vasele, ca și la inimă. Deci Tot. oamenii să înțeleagă că un pahar de vin, că presupun că aici e vorba și de cantitate, nu? Foarte bine ați spus. Ați vorbit ca un doctor, da. <laughs> da. Să-mi aduci și ci halatul ciucă. Este exact un pahar de vin cât este aceasta. Puteți să beți, nu știu dacă nu mai e decât de sâmbăriști sau de altceva, puteți să beți în fiecare seară, așa relaxat, după ce ați terminat ziua întreagă, după ce ați terminat și cu Breaking News, după ce v-ați certat cu toată lumea, relaxați-vă. Deci oamenii de acasă, minunat. un pahar de vin, dar nu mai mult. Nu mai mult, vă și rog. în fiecare zi? Nu știu dacă în fiecare zi, dar, în fine, fiecare... Păi cum să fie știu? creierul îmbărsămat acolo cu ce trebuie. <laughs> da. Se, au fost la un moment așa aceste studii, că în fiecare seară s-a mai renunțat. Nu e bine, totuși are o doză de alcool. Dacă am fi în Franța, ar spune da. La noi, în România, să fim foarte atenți. Noi suntem o populație foarte activă, foarte plăcută. Uitați-vă la dumneavoastră. Deci, de la un pahar de vin, putem trece la al doilea. Nu știm unde ne oprim. Trebuie să avem în toate o limită. Deci, dacă se poate, haideți să căutăm o formulă de trei ori pe săptămână, ca să nu, să nu exagerăm. Perfect. Pentru că creează o dependență. Dăm și rețeta. Celebrul profesor Oameni Buni Vlad Ciurea, este omul care face parte din echipa Sanador și ne bucurăm pentru această colaborare pe care o avem cu oamenii de la Sanador pentru că au zis Măruță, la podcast o să trimitem cei mai tari medici, oameni care ne onorează să facă parte din echipa noastră. Iar dumneavoastră sunteți o legendă. Nu sunt ahile, a spus că tare. Eu nu da. sunt ahile. <laughs> deci nu sunt ahile. Deci poate cerebral, în sensul acesta. Dar mi-a plăcut formularea. Așa este. Sanadorul are doctori foarte buni, are eminențe în toate domeniile, și este un centru privat extrem de bine situat și, și activ în peisajul medical al Bucureștiului. Nu să știți că sunteți foarte activ pe TikTok. Știți că de câte ori mă uit pe TikTok sau copii, aplicația pe care absolut cred că orice om o scrolează așa din când în când, sunt vorbele profesorului neurochirurg Vlad Ciurea, în care absolut. sunt momente în care stai așa și te gândești și zici câtă dreptate are omul. Și de asta zic, vă cunosc și copiii, vă cunosc și adolescenții, și părinții, și bunicii, și străbunicii, pentru că ați făcut multe lucruri fabuloase. Nu rămâne decât să mă ridic în picioare și să spun ca prietenul meu, Florin Piersic, Tsucumaș. <laughs> Domn doctor, ce să facem? Cum pornim creierul ăsta? Cum îl oprim? Cum îl ținem sănătos? Începem acum și terminăm peste o săptămână. Ok. Este, să încep, este o bijuterie, se află sus undeva. Cine ne-a dat acest creier, nu știu. Darwin Vin zice că prin evoluția speciilor. Bun, să zicem, care dreptate? Să zicem, noi, creativitatea și tot ceea ce spunem noi în Religia Ortodoxă Creștină, că Dumnezeu ne-a făcut cu acest creier după, și s a odihnit după aceea a șaptea zi, nu are importanță de unde. Important este ce facem noi cu acest creier. Acest creier este minunat, este formidabil. Este, putem face cu el orice. De ce există și în carte mi-am permis să scriu misterele, cele 10 mistere ale creierului. Unul din misterele creierului este că noi, cu puterea minții, știți că putem să influențăm ceea ce se întâmplă în jur. Și atunci să putem să facem lucruri bune este un mister creierul din toate punctele de vedere și au încercat să studieze. Știți cu cât funcționăm noi? Noi doi acum suntem pe la vreo 20% din funcționarea creierului. cu cel care dă cu în față sau cei care tot timpul sapă gropile pe șoselele Bucureștiului sunt cu 15%. Nu putem mai mult că dacă tot creierul s-ar aprinde, toate luminițele astea care sunt neuronii ar ca, știți că este o asemănare între creierul urman și toată constelația. Da. Mai mult, niște celule în creierul urman care se numesc astroglie și acolo sunt astre. Ce legătură este astroglie și astre? Cine s-a jucat cu termenii ăștia? Ori când vezi toate constelațiile acelea formidabile, care bubuie și care te luminează, mergeți pe un munte, și uitați-vă în sus, în aer curat, ce se întâmplă sus, asta se întâmplă și în creierul nostru. Toate luminițele merg. Ori dacă în filmul Lucy a arătat clar că dacă creierul funcționează la 60%, toate luminițele pornesc și se zguduie. În nebunești, dacă merge mai mult. Dovadă că, în general, geniile trec în altă lume. Câinele din frunte turbă, se spune în limba română. Sunt și genii. Uitați, avem și la primăria capitalei. Nu reușește să, ca geniu să performeze ce avem noi. Doi cu doi fac patru. Pentru că avem nevoie de... Una e să fii pe pământ pragmatic, alta e să fii geniu în mediul tău. Ca... Albert Einstein. Da. Deci, ă, asta este creierul. Deci noi cu cât, cât ne folosim creierul ăsta? 20%? Acum, cam 20% astăzi, că suntem la sfârșitul zilei. Dar da. nu e nimic important. Ajunge, pentru că o parte trebuie să o odihnească, și normal. O parte se odihnește, o parte este activă și își reiau activitățile. Este fenomenul de neuroplasticitate, se numește. E fantastic fenomenul. Și care sunt aceste 10 mituri pe care le găsim și e, în carte? E, în care carte? Că mi-ați adus două cea, cărți pe care vreau să le prezint și celor de acasă. Cea care aveți în dreapta. E cartea nouă. Acum da, a apărut? Acum, acum a apărut. E proaspătă, se simte. S -s -s. Alexandru Vlad Ciurea, profesor universitar, doctor neurochirurg, sănătatea creierului pe înțelesul tuturor, îmi place cum sună asta pe înțelesul tuturor. Așa pentru că... am că... spus special, ca să poate fi citită. Exact, că de toată lumea. Dacă eu folosesc niște termeni, de, cum am spus mai înainte, <fixi> neuroplasticitate, plimbă domnule, ursul, ce minune aia. Da, da. Ce să înțeleg eu din plasticitate? Adică vreau să spun că creierul se poate adapta din mers. Deci, oameni buni, trebuie să știți că această carte deja se găsește în librării, iar dacă vreți să știți cine scrie uh, pe spatele cărții, este unul dintre cei mai tari actori și unul dintre oamenii pe care îi iubesc foarte tare, Horațiu Mălăele, și în același timp, părintele Constantin Necula, pentru că, iată cum ziceați dumneavoastră, și credința este atât de importantă când vorbim totală, de. Totală, totală. Totală, din toate punctele de vedere. E un capitol, știință și credință în carte se pleacă de la ceva foarte simplu. Ce e acest organ pe care îl avem, care e structura lui, trebuie să spunem câteva cuvinte, dar spun pe înțelesul tuturor, nu se folosesc termeni foarte, foarte științifici. adică să înțeleagă și Cătălin Măruță și toată da. lumea. De... Vă mulțumesc mult de tot! Așa, și Are se... și poze? Are și câteva poze. Are nu, și poze, chiar nu m-au lăsat cu multe poze. Și apoi cartea ajunge la ce? La ce a spus dumneavoastră mai înainte, cum putem să ținem acest creier tânăr, care este structura lui, cum putem să-l ținem sănătos, sănătos, asta e foarte important, care sunt bolile vasculare de care știm ale creierului, care sunt bolile neurodegenerative, adică devii treptat, treptat scazi în funcționalitate și ajungi la bolile acelea grave de tip Parkinson, Alzheimer, este descris acolo ce facem, pentru că lupta nu se dă să le tratăm. Cea mai mare greșeală să un să le prevenim. Și putem să le prevenim. Apoi se dă misterele creierului, în care am spus știință și credință, neurochirurgia ca specialitate mai specială și ultimul se referă la bucuria de a trăi. Haideți să le luăm pe rând, așa că e de Dumnezeu. discutat. Spuneți-mi misterele astea, deci... A, uh... sunt foarte multe. Spuneți-ne, așa să înțelegem din podcastul ăsta, ce trebuie să facem să avem un creier sănătos? Din podcastul ăsta am înțelegem primul mister al creierului care se conștiință. Eu mă aflu, aflu, aici, vorbesc cu dumneavoastră, tot organismul meu funcționează, sunt conștient că mă aflu aici. Conștiința este o producție a creierului uman. Un prieten care l-ați avut aici la podcast, domnul profesor Constantin Dulcan, spune: Conștiința este secreția, produsul creierului. Uh -huh. Cogito, ergo sum. Mă aflu și pot uh, cuge. Da. Este fantastică problemă. Asta este conștiința. Al doilea secret al creierului, vi le spun pe toate, vă rog. Am memorie foarte bună. <laughs> Așa, al doilea este puterea minții. În clipa aceasta, dacă ne concentrăm să iasă această emisiune bună, și dumneavoastră, și eu, și telespectatorii, toată lumea va fi încântată. De ce? Pentru că se produce emulație intelectuală foarte bună prin serotonină și atunci putem influența. Este puterea minții și s-a dovedit această putere a minții. Alt fenomen foarte interesant este acest ciclu pe care îl avem. Somn și veche. Starea de veche care am ziua alt mister, cum pot lucra ziua, somnul, care este, care mă de ce sunt aceste realizate, ciclul periodic pe care îl avem zilnic, nu intru în termen medical, da. și în care funcționăm perfect, perfect, între anumite ore. Dimineața, între ora 10-12, este maxim de activitate, hormonal și fizic și mental, și după amiază între 4 și 6, degeaba lucrăm noaptea. Nu funcționează creierul. Sunt mulți care bine. învață noaptea Știu. pentru facultate, sunt mulți care zic că ei noaptea lucrează cel mai bine. Deci nu e Este cel... liniște, probabil, în jurul lor. Probabil. Este un obicei. Un obicei însă care nu nu reușește total să se suprapună cu funcțiile cerebrale. Funcți deci, nu cere... ziceți că e bine între 10 și 12 dimineața de -i -i -i. și între 4 și 6 da, după amiază. După amiază, atunci. amiază, da. Este maximul de activitate cerebrală. Asta nu înseamnă că acest organ minunat nu poate funcționa și în alte condiții. Dar trebuie să ne suprapunem cu ce a făcut fiziologia. Fiziologia dovedește așa ceva. Nu eu. Pentru asta să luăm primul Nobel. Haideți să ne încadrăm cu ce spun fiziologii. Iar viitor cu somnul. A somnul, zis cu somnul. Asta e important. Somnul. somnul cel mai bun este între ora 10 seara și ora 22. S-a făcut experiment. Au fost oameni între care... Între 10 seara și dimineața cât? Nu, nu. Și 22. Adică de la 22-24, scuzați. A, da, de asta zic. 22-24, 10 și 12. A, cel mai bun somn. Experimentul s-a făcut pe aparate care au produs un somn și fiziologic și un somn artificial și au fost tot felul de zgomote în jur. S-a constatat că cel mai bun somn este între orele respective. Au fost și înregistrări pe EEG. Se spune că se refac neuroni, adevărat? Da, este adevărat. Deci între ora 22 și miezul nopții? Și 24. Și 24, deci dacă dormi, te odihnești? E foarte bine. Dar, de, de oamenii Dar nu adormim așa repede, domn' profesor. Faceți o încercare, eu reușesc. Dar oamenii e de la țară, care sunt la Jiu, la dumneavoastră, da, care așa. sunt cu părul negru, Cătălin, sunt cu părul negru, sunt cu toți din singură, vorbesc frumos, mănâncă, mă praz. <laughs> m am fost acolo, acolo pe trecut un paște, nu acum, da. în urmă cu un an. A fost birurat, mă uitam la ei, erau oameni, oameni curați, oameni care vorbeau frumos, oameni cu respect. Mă uitam la biserică, erau, erau total devotați, le dădeau lacrimile. Am fost invitat la o biserică în apropiere. Așa, tot era minunat. Deci oamenii ăia, de ce știu ei că ne culcăm cu găinile și ne trezim dimineața cu cântatul cocoșului? N-am păi, inventat. Vă spun eu de ce, domn doctor, că n-au Netflix, n-au telefoane mobile, n-au -au Facebook, Instagram și nu trebuie să pierd mult timp acolo. Total, astea, toate acestea vin și taie din activitatea cerebrală. Nu spun că nu e bine să le ai, dar totul cu măsură, pentru că îți acoperă activitatea cerebrală și îți face un fel de adicție. Și ești dependent ca copii și nepoțelul meu toată ziua pe ecranele pe, astea. pe acestea. Dar știți ce vreau să vă întreb? Noi asta ați spus că între 22 și 24 e cel mai bun cel somn. Cel mai bun somn, dovedit. Și dacă, de exemplu, nu ai somnul ăsta, te afectează, adică nu ți se reface... În timpul somnului, celula nervoasă, care este o celulă nobilă, vă gândiți, un nobil, să ne gândim, un nobil e frumos, e pe cal, are armură, are coif, are uh, da. tot, tot felul de pana respectivă, așa mai departe. Mantie, ce vreți, încălțări, calul, sunt niște scutieri în jur. și ce scutier? În creier. Acest cortier este real, se numește microglie, chiar așa o denumire. Vin, te curăță, te aranjează, te face, te pregătește pentru luptă și tu te odihnești faci nanii, și faci nani. Și ei vin în jurul tău și Bun, dacă nu funcționează povestea asta, în jurul tău se acumulează tot felul de elemente care sunt în sectorul întâi. Fel de gunoaie, ca să zic. Și atunci te blochează. Eu nu mai pot da mâna cu dumneavoastră, că m-au blocat aceste lucruri în jurul meu, ca niște metereze. Și eu, ca și cavaler, nu mai pot să-mi fac acțiune și mă blochează în structura mea și apare din această situație, apar cele boli care le spunem neurodegenerative. Alzheimer apare prin lipsa de, de legătură între celor nervoase și de blocare. Ce și ajungi azi? la Alzheimerul ăsta și pentru că ai avut o viață dez dezorganizată în care n-ai dormit cum trebuie, nu te-ai odihnit cum exact, trebuie? Exact. Somnul este cel mai bun medicament împotriva alzheimer. Somnul corect. Asta n-am spus eu, e școala rusă, rusă, nu sovietică, care au dovedit acest lucru, că somnoterapie făcea foarte bine. Așa își făcea o școala rusă, de pe timpul lui pe Pavlov a luat Priminovă în 1904, a fost o școală formidabilă și cea germană la fel, și-au dovedit că somnul duce la refacere. Normal, celor să nu poate să lucreze 24 din 24. Domnul că Dragomir a zis, eu lucrez 24 din 24 uneori și noaptea. Da. A avut dreptate. <laughs> <laughs> a avut dreptate. Noi suntem da. de acord, nu ne opunem. Da, deci da, exact. este un fenomen cu totul deosebit între noi. Dar, în general, trebuie să ne odihnim. deci au apărut nemții, care au venit cu niște lucruri foarte simple. 8 plus 8 plus 8. Ori Is ordung. Deci, 8 ore de lucru, 8 ore de administrație și 8 ore de odihnă. Nu înseamnă că numai e decât dormi. Mă refer la adult. Deci, vedeți, ei dau 8 ore. 8 ore, ne zis, foarte corecți din punctul acesta de vedere. Și atunci, atunci sunt și performanțe. Dacă vrei să obții un rezultat, nu trebuie să lucrezi în salturi. Acum, rup totul și lucrez 18 ore. Și după aceea cad lat. Nu. Se consideră că acest ordung 8 plus 8 plus 8 e cea mai bună formulă de activitate cerebrală, mă refer, și de fapt și fizică. Dar sunt oameni care zic, domne, haide că am treabă, lucrez cât mai târziu și mâine dorm eu pe zi. Nu ajută. Rupe, rupe fiziologia cerebrală. V-am spus că este o fiziologie, n-am inventat-o eu. Este acest ciclu, s-a luat premiul Nobel pentru ea și a dovedit acest ciclu cum funcționează creierul din moși, strămoși, sau cum spunem noi din ancestralni s-a uh, făcut acest lucru. Astea. Nu observați. De ce se culcă găinile? Ălea ce au? De ce se trezesc cocoșii? Au ceva de ei? De cine le bagă aceasta? Vine uh, vreun post care îi mișcă înainte. Cocoșelul are podcast și anunță fetelor. Ne trezim Dar acum. a venit. zâmbiți a venit de... Deci, natura, natura este ancestral, implementat în, în creierașul nostru. Deci, somnul, da, important, am... între orele 22 și 24. 4, exact. 8 ore de muncă, 8 ore de administrație, adică lucrurile pe care le-ai da, le rezolvat acasă, da, cumpărături, părături, nebunii, ce ai da, tu de făcut, nu? Da, 8 ore mai mult, da, 8... Și, și 8 ore de odihnă. Și 8 ore de odihnă. Care e se suficient se 8 ore suficient de odihnă. înseamnă, da. Care înseamnă 8 ore? Mă refer la noi doi. Da. Care suntem tineri și frumoși. Exact. Ceilalți, <laughs> copii au cu totul și cu totul altă Alt orar, da. alt program. Da. Ce, și, ce mai e important? O, oh, vai. Mergem mai departe. Apa? Am luat apă, nu știu. Am luat apă, stați. Este orarul zilnic, este un orar zilnic. Am scris odată o poveste despre 10 porunci. Primul, dacă se poate să ne trezim la cât mai de dimineață. Astăzi m-am trezit la ora 5 și 10. Fără ceasuri, telefoane, Pot să Ce, dar să nu pară nepoliticos. Nu. Noi filmăm acest podcast la ora 19 da. și vreau să vă întreb dacă ați dormit la prânz. Am așa, am picotit, Am ațipit și am vrut să ațipesc. Mi-am impus. Pentru că vreau să vorbim și de somnul ăsta de la prânz, ca ca dacă e, e important. E, e foarte important. Bun. Deci m-am trezit, mi-am făcut tot ce se numește igienă, geamul deschis, indiferent cât de frig este afară. Geamul deschis, exerciții de înviorare, o muzică frumoasă, mie îmi place Julio, a, dau drum, îmi place Cu lui iglesias? Da Gata, de da. mine îl da. bag în playlist dimineața da. Da. Dacă nu cântă seniorul Da, am făcut niște exerciții de gimnastică După care am făcut ceea ce noi numim Igiena zilnică, cu duș, cu tot Am mâncat, liniștit Fără știri, pe muzică, frumos Așa, bine Fără grabă, am bucat feluță Fără grabă în general beau fără cofeine, dar în fine, a fost cu cofeine. Mi-am făcut toată geanta de lucru care aveam de... Și la orele 6 și 26. 6, 6, 30 rotund, am plecat de acasă. Am, trebuit, am traversat piața Victoriei în liniște, fără claxoane. Nimeni nu era aproape în spatele no. meu să spună, bărși mai repede, știu ce avem noi cu claxonul. Așa, și am ajuns la serviciu, vă dați seama. În condiții curate, igienice, tot la șapte fără un sfert, eram pe secție, îmi vedeam pacienții, discutam cu doctorii, raport de gardă, tot în, în activitate și am avut 14 pacienți în consultații, după care am avut tot felul de situații, după care am lucrat cu un student la două congrese, care le avem vreo 3-4 ore, după care am făcut corespondența, după care am venit la dumneavoastră. Sunt, sunt normal? normal? Ba sunt da, am fantastic. mai făcut ceva. Nu Nu sunt fantastic. Mi-am impus ca la prânz, așa, măcă foarte, foarte puțin la prânz. Mă trebuia câte cafea, am băut foarte puțin. Foarte puțin. Am băut de dimineață și am mai băut pe la ora 3-4, da, puțin. În gea, ca să nu depinde de cafea. Că este un drog care se îți dă dependență. Nu spun că nu e bun. Și uh, am, am făcut cuvântul acela, a moței. Am moțit între ora 2-3, cred că vreo un sfert de oră, 20 de minute. Am oțăit. V-am zis așa de bine. <grijă> și ajută. Ajută. Și fac pariu că în cafeaua aia de dimineață pe care a făcut-o n-a spus nici măcar o linguriță de zahăr. Ei, am pus. Dar am zahăr din ăla, nu știu, verde. Da, da. A apărut asta, caut. Zahărul asta e să vă drog. Întreb, zahărul e o problemă pentru creier? Este. Zahărul e un toxic. Zahărul adevărat ăsta, super, super, super rafinat. Nu, e toxic. Căutăți altceva. Am încercat și eu cu stevie. Nu mi-a plăcut. Da, nu mi-a mi fost așa. Pe lângă Pastilele de, bine... de aspartan? nu celălalt mi-a plăcut. Acum am găsit aceste pliculețe cu zahăr. Da, fac reclamă. Da, putem orice aici, dacă <laughs> îi ajutăm pe oameni, Dau de verde, ce nu? Da, cu zahăr verde și dacă fac cafea, o fac, nu știu, mă duc, mă, mă aranjez, mă ce cobor sus, mă duc, ce am pregătesc de asta și atunci cafeaua se răcește, că n-ai voie în cafea fierbinte, pun uh, miere. E adevărat că mierea trebuie pusă uh, da, în uh, cafeaua e. sau în ceaiul călduț, da. nu că, pentru că devine toxică după aceea. Toxic, e dovedit fenomenul. Deci mierea trebuie pusă. Dar în cel călduț este minunat. Și atunci mierea este miere. Ce să spun? Deci somn, relaxarea asta de dimineață, exerciții fizice, da, da, da. să te în vadă mur. soarele puțin, da, mișcare. Raza de soare cânte cu un zâmbet. Și o rază, un zâmbet și o, o rază de soare. Da? cânta Mihai Constantinescu. Exact. <laughs> da. Deci foarte frumos, de dimineață. și te imediat, se pleacă mintea, îți pleacă, se mișcă, tot este frumos în jur. Și te gândești, de seara am să fiu la Cătălin Măruță. Și gata. Da. și gata, s-a <laughs> rezolvat. Ce, ce mai dăm creierului să fie bine? A, trebuie să-i dăm și altceva. Apă? Îi dăm apă. Iar eu pledez pentru apa cât mai alcalină. Că schimbă pH-ul. Cu cât creștem în vârstă, cu atât devenim, mă scuzați, mai acizi. De și spune, soacră, soacră poamă acră. De unde știți? De... <laughs> mulțumesc, mult, doctor, vă mulțumesc mult de tot. De coace un an și -o vară, tot ești acră și amar. N-are nicio vine. Viața. Pentru că peste... Nu că soacră mea chiar nu e, adică e din categoria soacrelor <laughs> extraordinare. Adică viața, supărările, necazurile, pierderile în familie, toate, cad, familia, mâncarea, totul. Și atunci e bine. Și omul din omul, în general, nu numai soacra, și socru. nu <laughs> mai din asta. Pentru că, adică, copilașul la care este frumos, care miroase atât de bine, îl vii să se naște și vrei să-l pupi, este acid, este, alca... Pardon, este alcalin este alcalin. El își modifică pH-ul și devine acid. În aciditate se dezvoltă acele boli groaznice, care mi-e jenă să spun numele, medical le spunem neopla neuroplazie, neoplazie, iar în aciditate se dezvoltă toate bolile grave ale creierului, care noi le spunem neurodegenerative, adică nu mai funcționează normal. Parkinsonul, demențele, Alzheimer. -ul toate acestea Și favorizează și accidentele vasculare cerebrale. Deci, și acid. Și cum scap de aciditatea asta? Să bei apă cât mai alcalină. Deci eu beau apă alcalină. N-am voie să spun firmele de care beau. De apă super alcalină. N-am inventat. Puteți firmele. să spuneți firmele, să știți, nu ne deranjează, e important dacă putem să ajutăm oamenii cu mare drag. Am voie? Da, da, deci orice. Japonezii, după război, au fost niște cercetători care și-au pus problema, știți că Japonia a suferit imens după război. Și a zis, domnule, să avem oameni sănătoși. Și, într-adevăr, am fost de șapte ori în Japonia niciodată pe banii mei <gântu> te recunosc, că am fost invitat da. și, dacă vedeți o poveste și cu vinul în Japonia și uh, i-am văzut sau în sen -haisen, sen -haisen, era trenul acela care parcurgea rapid de anumită vârstă, peste 70 de ani, îmbrăcați în frac, îmbrăcați extrem de elegant de unde plecați? S-au urcat la Osaka se duceau la Tokyo, m-am dus și i-am întrebat nu m-am de da. deloc dar ce, mergem la o nuntă. Nu mai stați, pe acasă, adică? mai stați pe acasă? Nu, au plecat cu trei, se duc până la nuntă și a doua zi sau seara se întorceau înapoi. Îmbrăcați elegant. Adică câteva sute de kilometri făceau. Dar ei erau slabi, erau tonici. Și atunci am zis, de unde e asta? De unde pleacă? De la mâncarea lor, care e foarte curată. Mâncarea lor și cu pește crud, foarte curată. De la legumele lor pe care folosesc, folosesc foarte multe alge, foarte interesant. Produsele, în general, ei nu mănâncă carne de porc, nu prea le-au cu astea, și cu uh, foarte multă. Ei au inventat această superapă alcalină. Și au făcut și uh, aparate, uh, apa care curge să o transformă în alcalină. în alcalină. Și atunci adaptează. Acolo am văzut aparatul. Apa care se numește, dacă am voie să spun, da? Kangen. Da. Nemții repede, care știu toate lucrurile astea, imediat au luat și aparatele există în Germania, aparatul Kangen. Și se vinde și în România. Și mi l-am cumpărat în Brașovean, din Brașov, de la firmă exactă care vinde de Și doar apa asta o beți? În fac tot, cred că 80% din apa asta o beau. Asta înseamnă că vreau să la dumneavoastră să aveți întotdeauna. Mi-au și la mine, și cum ajung acasă, beau. și peste noapte beau aceasta. Două pahare de apă, dacă mă trezesc, două pahare de apă, pentru ca să-mi umplu organismul, adică normal, ca fluidul, ca benzina. Avem nevoie de benzină? Avem nevoie de apă. Să deci trebuie să meargă. Și eu beau acest lucru, recunosc. Am întrebat în alții, da? Am avut un șoc. M-am dus la Arhiepiscopia Dunării de Jos, unde am un mare prieten, Părintele Casian. Ne cunoaștem de la Baden-Baden, să nu vă speriați, din 1982. Amândoi eram la specializare, dânsul la teologie, eu la neurochirurgie. Bun. Și am rămas prieteni. Și când m-am dus acum un an la părinte, în privat, la arhiepiscopie, am constatat care asta. Și zic, părinte, ceva. Nu Noi suntem deștepți, noi am citit toate episcopiile și arhiepiscopiile folosesc cap asta. Toți știm asta. Toți bem asta. Bravo, părinte. Deci lumea bisericească, lumea de credință știe acest lucru. Deci este bine. Am discutat de aer, am discutat de apă, apoi este mișcarea. Este un japonez, n are importanță numele, a zis, mă mișc, de ce există? Eu trebuie să mă mișc. De aceea nu vedeți că se întâmplă ca anumite persoane, puțin mai în vârstă, nu se mișcă. Unde e bunica? Asta la televizor. Ce cuvânt? Stă? Gata, s-a terminat. Dacă spune că stă, Cătălin, dragă, în Oltenia se spune că dimineața la trei a trecut moartea prin sat și a luat pe cei care i-a găsit în pat. Ceilalți au plecat la lucru. Este adevărat. Statul. Statul înseamnă Sedentarism înseamnă boli și de aici începe tensiune, diabet, colesterolul ăsta, care toată lumea are colesterol, de unde este? Un șoc așa, o poveste. Și toate, toate bolile se adună, insuficiență vasculară, insuficiență venoasă, etc. Și din doctor în doctor. Și îmi vin și mie cu liste de 12, 14, 20 de medicamente. Care e cel bun? Toate se bat cap în cap. Staționare. Deci acest japonez a zis, mă mișc de ce există, trebuie să mă mișc. Și zilnic, indiferent dacă ai sau nu ai timp, trebuie să faci mișcare. Trebuie să mă mișc pe, în primul mă mișc pe cularele spitalului, pe scările spitalului, una, două, mă mișc pe ele și îmi fac mișcare. Îmi fac, număr de pași. Pași, îmi fac număr de pași. Este foarte important. Deci, mișcare. Am trecut. Apoi, contează foarte mult alimentația. Alimentația, am scos, pare foarte rău, dar am scos toate mâncărurile grele, am scos toate slana, îmi pare rău, de două dar ori pan. că slana asta este bună? Da, în cantități mici. În cantități este mici că te ajută și la creier, că e bună da, și... Da, da. Dar cantitatea contează, în orice <laughs> cantitate e importantă. Da, cantitatea în cantități mici este bună, ca și peștele gras. Foarte bun. Somonul gras este bun pentru că, Deci, da, în cantitate, să nu fie multă, da. Toate lucrurile acelea super condimentate, toți cârnați, îmi plăceau formidabil. În Brașov este o cultură. Și gata, i-ați <laughs> dat, da, dat da, la o parte, nu? Treptat, treptat, am, dat la, am albit și am dat la o parte. <laughs> nu mai poți. Una este, cum se dumneavoastră, tânăr la 20 de ani. Ea, -a. Bine, 21 și alta este, eu puțin așa, la 25 trebuie să mă mai gândesc și la ce mănânc. Nu mai poate digera stomacul, nu mai poate digera ficat. E și normal. Este și normal. Apoi, sunt, ne umplem de toxice. Vă dați seama că ne umplem de toxice. Contează foarte mult această alimentație, cât mai curată și contează foarte mult și mișcarea, să, să ne mișcăm. Ce nu trebuie Poți. să lipsească din alimentație? În primul rând, nu trebuie să lipsească fructele, nu trebuie să semințele, nu trebuie să. Mă refer la creier. Nu trebuie să lipsească aceste, de exemplu, nucile, semințele de care sunt la îndemâna orcui. Sunt trei elemente care au descoperit poporul sfânt poporul ales, da? Cele trei sunt busuioc, nu, și busuioc, da, dar sunt ceapa, usturoiul și busuioc. L-au descoperit ei. Dacă ei sau persoanele nu știu. Dar ei au constatat că poparele care vor să trăiască mult și sănătos să consume acest lucru. Ceapă, usturoi și busuioc. Și busuioc. E dovedit acest lucru. Împing, împing și pătrunjelul împing procesele cerebrale, nu mă refer la burtică sau la inimă, cerebrale înainte. Este foarte, foarte interesant. Nu mai spun că acest usturoi este dovedit. Curăță ca și toate medicamentele. Un fel de antibiotic natural. Nu, și afară de antibiotic, curăță vasele. Este cel mai bun curăță, Alt. anti antiagregant și anti-colesterol. Dar usturoiul ăsta a luat pur și simplu grăuntele așa, pus cu sare și mâncat, nu? Cum vreți dumneavoastră. Și mușdeiul, adică e același lucru? E același lucru. Cum vreți dumneavoastră. Eu am un prieten foarte bun în comunitate și care mi-arată, mănâncă ca cățelul de usturoi așa cum mâncăm noi semințe. <laughs> și spune, este pentru sănătatea mea foarte bine. Deci, fructe, legume... Și ce ziceați aici, am făcut paranteza, ceapă, usturoi, busuioc, pătrunjel, toate... Da, toate acestea lucruri. Și sunt, vedeți, în România există toate aceste lucruri. De exemplu, sparanghelul, care noi facem pentru nemți, este foarte bun și în România, nu numai la ei, varza este superbă. Știți că în Oltenia se vindecau da. toate plăgile cu varză. De unde știau oamenii? Ăia? De la ancestral. Pe, pe, Era teoria, dar te -ai, ai făcut o vânătaie, te-am făcut o foaie de varză de aia, Bunica strece. mea a fost doctoriță și spunea, toți soldații care veneau din războiul al doilea mondial și veneau la spital, la Vaslui, unde era bunica mea doctor, toți soltenii își puneau varză pe, pe Nu mă infecte, nu, nu, mă fac bine. Și aveau dreptate. Varza vindecă, este dovedit. Poate că are multă vitamina C, nu știu exact care este compoziția. Pentru varză, dar e foarte bună, vă dați seama este bune pentru piele. Da, alimentul la pe care ar trebui să l scoatem acum din alimentație da. ca să ne funcționeze creierul. Cred că cărnatul trebuie scos. <laughs> cărnatul gras, nu oricum, da. Ce mare mititei, îmi pare foarte rău. Este mare amator de mititei. Dar până la vârsta dumneavoastră, după aceea, nu <laughs> mă Măcar de poftă, unul, așa, nu? Depinde când treceți de vârstă, puțin mai acolo, o mai încolo, dar de poftă. Sigur că de poftă. Nimeni nu spune că de poftă nu avem voie. Deci, de 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 asta poftă? e problema la noi. Cred că nu, cantitatea e foarte cantitatea. importantă. Cantitatea. Am văzut doi tineri la un restaurant pe malul lacului Floreasca nu știu dacă am voie să spun da, dar orice terasă, putem să spunem aici o terasă superbă îi spune Diesel n-are nicio da. legătură diesel și acolo au fost doi tineri frumoși ca noi doi. și așa cu cânta așa, un morman de carne bă, bă, spune, dar nu știu cum îl dovediți A, să ved... dar nu se poate că să vedeți unde se duce toată cărnăria aia? Vă dați seama? În burtă, nu? Și din burtă unde se duce? Deci, e, e, este un, este îngrozitor. Adică niște toxine care le-a la creier. Sigur, sigur, că da. Sigur. Iar carnea, carnea asta roșie, tare, care vine, vine, vă dați seama că este toxică. Numai pentru, și pentru ficat, și pentru organism. Nu poți să digeri totul. Și să nu uităm că, afară, al doilea creier al organismului, știți unde este? În intestin. De aceea, noi trebuie să gândim foarte bine ce se întâmplă jos, acolo, în partea de jos a corpului omeresc. Deci, intestinul ăsta trebuie să funcționeze. A funcționat intestinul? Este minunat. De aceea, se și spune că moartea vine din colon. Da, așa? Exact cum ați spus. Așa, dacă continuăm mai departe cu ceea ce ne trebuie noi, am spus de mișcare, am spus de... Asta ne trebuie un aer cât mai curat. Din nefericire, nu știu ce avem, de noi parcă o împotriva noastră. Noi facem poluare. De A ce, ce facem poluare? Parcă noi nu avea copii. Eu nu înțeleg, dacă eu sunt multimilionar, de ce ar toate prostiile alea în jurul Bucureștiului? De ce le distrug? Pentru că îmi distrug sănătatea, oxigenul copiilor noștri. Tai pădurile. Păi cine le pune la loc? Noi știm că mergeți în pădure, dintr-o dată e un alt aer, este oxigen și da. noi le tăiem. De ce le tăiem? Pentru doi poli trăim pădure. De ce am tăiat pădure? Am văzut un mare milionar de la o bancă care a dispărut banca religiilor și l-am văzut în căruț, plin de cancer. Mi-a spune, domnule profesor, am venit de la Viena, într-o săptămână mor. Au spus că nu mai pot să mă tratez. La ce a ajutat tot banii aceia? Cred că de dumneavoastră sau cei care ne ascultă, ați văzut vreodată vreun om care merge pe ultimul drum cărând o lată de bani în spatele lui, în mormânt, nu-l cu nimic. Steve Jobs zicea că nu vrea să fie da. cel mai bogat om din cimitir. Azi nici nu trebuie. Deci este bine? Păi și atunci oamenii de ce sunt la cum? Noi de ce nu suntem eu. la acum? Că întotdeauna, dacă stai la o garsonieră, vrei două camere. Dacă ai două camere, vrei patru. Dacă vrei patru, vrei o casă. Dacă vrei o casă, vrei și o casă de vacanță. Și așa mai departe. Este o chestie de educație. Parcă nici nu mai știm să ne bucurăm de lucruri și de, de momente, de, de clipe. Dar nu înțeleg. Da, realmente eu nu înțeleg. Am, și am și cunoștințe care au două, trei case la munte. Când aveți timp să le faceți pe că nu reușiți, nu reușiți să mergeți de la una la alta, nu reușiți să le administrați, să le curățați. În nu timpul înțeleg. ăsta mai bine ai avea grijă de tine. Da. De o de vacanță. Acord. Sigur. De un moment în care să citești ceva, să te da, relaxezi. Exact, exact. Iar aceasta, ați ajuns la acest lucru, această super, super cultură, educația românului, e foarte importantă. Că nu-mi dă fratele Google toate informații. Haideți să citim, haideți să discutăm. Invit pe toți la Cătălin Măruț. Da, chiar. Sunt convins, haideți că oamenii aici, da. sunt convins că oamenii aici pe chat, în comentarii, lasă mesaje și uite, da. discută și poate discută și între ei. Da, da, haideți să discutăm. E mult mai important să socializăm. Știți că la persoanele în vârstă rămân singure, din multe motive, da. ați auzit. Bă? singurătatea este mai rea decât sărăcia. Deci să nu rămâi singur. Să nu rămâi. Faci tot posibilul să nu rămâi. Dar nu trebuie să ajungi în fața aceea. Este bine să te socializezi. În carte scrie acolo că au inventat un grup, SSS. Sâmbătă, seara, socializare. Deci sâmbătă, seara, suntem un grup așa puțin mai maturi. Uitați-vă la mine. Da? Și dăm apelul. Gata. Unde mergem? Gata. Mergem la cârciuma cu Dar Da, de ce? Da, așa. Și facem rezervare și plecăm cu toții acolo și acolo. Se spun tot ce îți trece prin cap. Că a fost frumos la Măruță, că n-a fost frumos, că a fost viru bun. Și se spun. Oamenii se relaxează. Și sâmbătă discută ce vor, mănâncă ce vor, beau ce vor. Și toți aceste persoane puțin mai mature se parcă plutesc. Și Ce mâncă... important e să socializezi. socializezi să să discuți. Discuți. Și urmează. Dar față în față, bă, așa cu oameni nu pe mesaj. Nu, 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 nu ce legătură. Și e, mai e ceva, numai ta, virgulă, optimism. Gânduri bune, optimist. Tot ce este rău să se. Deci păi cum facem, domn profesor, treaba asta, să lăsăm gândurile Ei, rele nu... să treacă pe lângă noi și să fie doar astea bune? Că e greu, că, că data ai o supărare, te, nu poți să scapi de supărarea. Cum facem? Care e Nu Îi dau importanță. Nu-i dau, nu -i dau importanță. Dacă vine păi Dacă vă supără cineva la spital sau vă supărat... Mă uit în altă parte. Folosesc cuvintele la românii și să meargă undeva. Și atunci... <laughs> <laughs> și atunci mă, mă, descarc. Dacă, de exemplu, în, în trafic și mă claxonează, eu trec pe dreapta, poftiți? Nu mă supără deloc. Deloc mergeți. Da, înțelegeți? Am să spun o poveste. La un moment dat, Goethe era la Weimar și cobora pe o potecuță. Potecuță mică. Goethe, da. Un IQ de, uh, 25, de uh, 225. Deci, fantastic în lume. Așa s-a calculat. Un om atât de deștept. Pe potecuța aia iese un tinerel în față. Și se uite la el, ăsta, se uite. Și tinerelul îi zice, nu mă dau, tinerelul, la o parte din fața impostorilor. Găte, nu <-l -o> mă dau. Și la o parte. <gătă -l> -o> răspunsul cred că e de corect. Da, da. Deci, răspunsul e corect. Înțelegeți? Ce rost are dacă cineva vine în spatele tău și pune fleșuri sau mai și Lasă-l să treacă. Vrea să mi în iad, poftiți, drumul este plin. Puteți merge înainte. N-are niciun rost. Iar cearta, știți că noi pierdem aceste celule formidabile, care nu este neuron care vorbim acum și facem un podcast, parlamentăm, vorbim, mergem, ne certăm, ne căsătorim, ne iubim. Toate aceste celule nervoase se pierd foarte tare la furie, la ceartă, la scandal și la divorț, că divorțul durează mult până ei se împarte, apoi și atunci. Deci atunci îți pierzi neuronii, îți pierzi ceea ce înseamnă neurorii. că nu da. mai funcționează cum trebuie. Da, și devii un fel de microlegumă în pentru viitor. Da, am multe să vă întreb. Și sar de la una la alta. Neuronii ăștia te naști cu o, da. cu o naști. sumă de neuroni? Imensă. Adică poți să mai crească pe parcurs, poți să mai aduci din altă parte, poți da? să-i mai cultivi? Prea multe întrebări deodată. Mă depășiți. <laughs> da. <laughs> să chemăm un neurofiziolog. Da, ne naștem cu un număr imens de neuroni. 100 de miliarde de uh, neuroni. Avem pentru că e calculat pentru 300 de ani. Avem. Când părintele necula a aflat fraza aceasta a zis, vai, dar ce, m-am bucurat. Avem neuroni. Avem și putem să... Uh, tot, deci avem neuroni pentru 300 de, de ani, ani, dacă am ști să-i folosim. Da, și să-i sănătoși. Pentru asta îmi trebuie oxigen, cum am spus, nu poluare, pentru asta îmi trebuie sânge curat, nu la fel scandal și alte lucruri, pentru asta îmi trebuie nutriție favorabilă, îmi trebuie mișcare, Poți să-i țin în funcțiune să meargă. Și acum sunt oameni care zic, domnule, dar stăm în orașele astea care sunt foarte da. aglomerate, Nu avem ce să facem ca să fie da, mai avem. curat. Cum? Avem. Stai la muncă 5 zile și apoi 2 zile te duci la munte și ajută treaba asta? Sigur că ajută. Oxigenarea de la munte ajută formidabil. Deci adică dacă așa... ai un weekend liber în loc să stai aici, mai bine te duci într-o du drumeție. chiar, și la Snagov, duceți-vă oriunde vreți, oriunde, să stați la mare, la munte, la ce vreți, la cei care merg la pescuit, mergeți oriunde să ieșiți din București, că nu așa toxic. nu bună, e bun, nu am București, toate capitale. Dar noi nu știu ce avem, că parcă special poluăm acesta aer pentru, pentru, copiii noștri și pentru noi. Noi care suntem adulți să rezistăm, dar copiilor în creștere, S-a dovedit acum că da, creșterea numărului de cazuri din București reală, e reală, de toate aceste boli grave și, și neoplazii, după cum am spus, se datorează poluării, au crescut. Deci, cel mai mare milionar, dacă vă spun și un nume, are mama, nu știu mai ce, are soacra bolnavă de cancer și mă întreabă de unde, de la ce ați făcut dumneavoastră, că ați poluat? Da? Și da, da, de acolo este. Deci, noi distrugem natura și distrugem acest peisaj formidabil pe care a avut România și acum distrugând și pădurile și tot luăm oxigenul cui al nostru și a copiilor și a oamenilor mai în vârstă. Da. Deci, practic, dacă muncim să, într-o săptămână, 4-5 zile, să încercăm o zi să fugim undeva. Să fugim, Ajută și chiar dacă e o zi. Să fugim oriunde să stăm în aer curat. Și sunt atâtea zone de aer curat incredibil în România. Încă avem aer de zone curate. Și putem să ne bucurăm. Deci aer, alimentație, somn, mișcare. Apă, da. mișcare. Da. Ce mai Gândurile bune, Gândurile starea, de bune. Optimiz, da. starea de optimism. Starea de optimism. Non, non. Enervare, non supărare, E greu de un profesor. Pă da. Pă da. Șefa mea, care era o doamnă puțin mai mică așa de înălțime și a fost șefa mea mai mulți ani, a făcut neurochirurgie pediatrică cu dânsa, îmi spunea, zice, să ții minte că inima e mică și fundul este mare. Și într-adevăr, avea un fund foarte mare. Da? <laughs> și așa le punea pe toate la fund. Mă interesează să le pune la fund. Adică orice spunea, bine, mă lasă, da. gata. Cu nepăsare așa, da. nu? Cu nepăsare, să nu te consum, Să nu, te consum. Dacă poți să nu te consum, Este foarte bună chestiunea aceasta. Menținerea acestui ritm de activitate, somn veche pe care l-am spus, în activitatea... Crearea unei educații cerebrale foarte bune. Știți că nu știu să înjur? Cu mare efort. M-am educat. să nu înjur. Pentru că fără să vrei, vii la măruță și îți spui că te tare, Și odată te drumul la ceva care vine, cum se cheamă, curge. atunci nu trebuie să, te obișnuiești Păi nu te descarci când înjuri? Da, de există și forme mult mai uh, ușoare da? de descărcare, da. Deci nu trebuie numai decât ca să... Sport. 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 Acolo te descarci, acolo lași Uite, dovadă că nu mai facem sport. Ce mai bun răspunsul ați dat. Noi nu mai facem sport. Generația tânără e pe fratele Google și pe Facebook. Ei nu mai fac sport, nu mai fac sport, nu se mai mișcă. Acești tineri nu se mișcă. De ce? Nu se poate adicția de telefon sau de tabletă. Cât de nociv e telefonul pentru creier? Total total, dar este un rău necesar ca și automobilul. Este la fel. Ca și căștile, ca și tot, ca și microfonul. Dar totul cu măsură. Este bine să folosim telefonul, este bine, dar nu vorbim ore și ore și ore. Asta spus o întrebare corectă. Am avut un caz, și spun și de unde, din Târgoviște, un domn super, super milionar, care în continuu, în continuu, vreau pe telefon, pe dele, mai mult pe stânga, cu dreapta scrie după vreo 12 ani de activități, construcții, nu știu mai ce, a venit la mine și zic, da, ce s-a întâmplat? Dumnezeu să vorbiți pe telefon, zice, da, pe urechea stângă, dar avea tumoră cerebrală pe partea stângă. Nu știu dacă telefonul, a zis, telefonul dezvoltă tumor, nu s-a dovedit. Nu s-a, cu toate că au fost o fel de zi. Dar sigur, dacă ai un proces care uh, se întâmplă, telefonia mobilă dereglează zona respectivă. Deci, dacă cei, acolo ai o mică sigur, problemă, ți-o accentuează. Da, și sigur, și cei care au probleme de auz și cei care au alte probleme, amețeli, nu se pot controla, probleme de concentrare, de memorie, telefonia super, super încărcată, cu zeci și zeci de telefoane. Păi noi dacă zi. luăm, domn' profesor, toți telefoanele de aici și vă arătăm cât vorbim pe zi, deci, ea scoate poza și că ea scoate telefoane facem așa, un test, da. Eu pe al meu l-am dat la o parte că astăzi chiar am făcut dar, o readaptare. Dar nu trebuie să vorbiți. Trebuie, dacă dați sms uri de ce e să vorbiți? Timpul petrecut pe telefon. Cât ai, Florin? 5 ore și 6 minute. Azi. Până ora asta are la stat 5 ore și 6 minute. Întrebare, cât a vorbit pe, cât ai vorbit pe telefon? Cât ai vorbit? Mm -hmm. Nu cât ai dat că foarte mulți de... Eu de dimineața nu răspund la niciun telefon. merg pe SMS, mă sună. Pe SMS o... da, și răspund. Merg pe SMS-uri. Pe, pe mesaje. pe mesaje. Cât ați vorbit voi la telefon? Pozaștu? Și nu vă simțiți... Ia zi, cât? 6 ore și 12 minute. Perfect. Și nu vă simțiți obosit, exhaustit după o asemenea... Ba da, 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 să vă spun și sincer, dacă n-am telefonul lângă mine, am impresia că mi-am pierdut ceva, zici că e perfuzia noastră în ziua de azi. Nu, v-ați obișnuit. Nu prost. E perf deci asta prost. trebuie dată la o parte. Dacă se Dependența poate. asta. E dependență, sigur că da. Și apoi, dacă v-ați obișnuit, dependența o faceți și în weekend, în loc să fiți cu cineva de mână, să cu telefonul de mână, da. <laughs> și așa mai departe. Uitați, Mă am fost și în centru istoric, într-o seară, foarte drăguț, multă lume, plin de fetițe frumoase, un domnișor cu o domnișoară stăteau față în față, amândoi pe telefon. Nu cumva să vorbească între ei. Un da, cuvânt de, nu spune. De, de, de multe ori ar fi surprizator să vezi că ei chiar vorbeau pe telefoane, pe mesaje. Nu, mesajele nu, nu, vorbeau cu altă lume, da. Bine, dar nu, nu înțeleg. Uiți să vorbești. Ori vorbirea creează gândire, gândirea creează uh, creierul. Ori creierul funcționează, funcția creează organul. Este și normal. Deci, creierul, ca să funcționeze, trebuie să-l pui să funcționeze. Și ca să-l pui să funcționeze, dă activitate. Hai de cerebral, Vorbiți. Poftiți. Fumatul? <găși> Fumatul este un drog, un mare drog. Am fumat și eu 20 de ani, țigări de foi, recunosc. Nu că fumat? Da. În tinerețe? Așa, mai la maturitate. <laughs> da. Am fumat, am fost în America și acolo, uh, în fine, am un, un problemă de poate de snobism, dar a fost foarte frumos și m-au invitat la o țigară de foi și uh, un patron de spital și a fost foarte frumos și pluteam. Și după aceea am început să-mi cumpăr eu. A fost minunat. De ce m-am lăsat? În primul rând tușeam și apoi știam că chiar dacă fumezi țigări de foi, tot este acumulare de tutun, tot undeva și inima și creierul uh, uh, suferă și mirosul ăla care se împregna în tine nu, nu este bine. Deci nu sunt, nu sunt de acord cu asta. E foarte da, greu să... Dar și 20 de ani să renunțați. Da. Dar să fim mai conștient de lucrurile negative mai pe conștient. care le face decât noi. Păi dați seama în fața COVID-ului că am fost mai bine pregătit pulmonar pentru că aveam prăuntul cât de cât curat față de alții care sunt fumători în da? Nu consider tutunul, este un drog, nu-l consider necesar dacă se poate renunța, este foarte bine, toată lumea știm ce produce acest lucru. Și nu numai da. la creier și la da. și iar în creier, vasele de sângește. Îngustează vasele, fumătă, face ischimie cerebrală, este adevărat. Mămica mea fuma, era profesoară de matematică și spunea că prima țigară vai, ce o relaxează și așa mai departe. Da. În fine, e foarte greu să-i spui unui fumător, nu fuma. Și cu asta sunt de acord. Partea de, de aici intervine această putere a minții, să te lași de țigară. Și există oameni care am cunoscut care s-au lăsat și de țigară și de alcool. De mâine mă lași, s-au putut lăsa. Cât trebuie citit pe zi ca să știi că pornești creierul cum trebuie? Ajută cititul? Mult, mult. Mult. Faci tot posibil. Eu încerc să citesc cât mai mult posibil îmi face plăcere să citesc orice. Și când vorbim de cititul ăsta, nu ne referim neapărat la un citit de pe o tabletă, nu? În niciun sau... caz. Citesc din carte. Îmi place cartea. E mai de... sănătos cititul din carte? Sigur. Carte, e adevărat, la anumite vârste, și mai cu litere mai mari. Și citiți, uneori, cum sunt anumite cărți, care chiar dumneavoastră ați avut interlocutori aici, le au și le și subliniez, le repet, pentru a -mă... Îmi reface memoria din aceste lucruri ce îmi plac mie și, în general, seara când mă culc aceasta, citesc o carte, mi e plăcut istorie. Citesc bătăliile romane, citesc <laughs> expediții, travel și așa mai departe. Da, am scris -am și -am un... citit. Da. Și am scris și un articol despre Magellan anul acesta la Academia Română. Am descoperit și am și zis, primul pas pe globalizare, Magellan că a murit 1522. 21, 22, da. Uite, vreau să vă întreb ceea. Ce trebuie să facem să avem o memorie bună? Să repetăm. Repetăm, Seneca a inventat acesta, Seneca cel tânăr. Seneca cel tânăr a fost tutorele lui Nero și a fost unul extrem de deștept. Și el l-a dirijat pe Nero foarte multe lucruri și chiar unele greșeli ale lui Nero, Seneca el a corectat și a explicat ce trebuie făcut la oameni, dar Nero a trecut în altă lume și a început să fie crud, să fie groaznic, să fie pervers, etc. Și până la urmă l-a omorât și pe Seneca. Deci Seneca stătea seara, complet întins, repeta toate evenimentele de peste zi, nu știu cine are timp de așa ceva, și repeta evenimentele care le face ziua următoare. Și asta dura cam o oră. Asta își uh, activa memoria lui. Este formidabil. Celălalt, tatăl lui sau unchiul lui, nu știu exact, se care spune cel bătrân care trăia în Spania, putea să repete 2000 de cuvinte dacă el spune, repeta pe toate cu o memorie formidabilă. Deci e vorba de antrenament. De antren Asta este. Deci nu trebuie memoria, să memoria... lași nici nicio no. o secundă creierul să... Să lincezească. L-ai lăsat, te a lăsat în jos. Și nu se supără nimeni. Să zicem că cine a fost marele rege al persilor în care evrei au reușit să plece? Nabucodonosor. Nu nimic. Nu știi numele. Cauți în fratele Google. Sunt de acord. Cauți într-o carte. Dar pleci mai departe. Cine a fost Nabucodonosor? Ce cucerire a avut? Unde a fost în Persia? În ce orașe? Și așa mai în Babilon. Și deci pleci și dezvolți, dezvolți ca un arbore. Ca un arbore. Și totul curge. Dar nu ți-a creierul de foc? Când mai auzeai vorba aia întotdeauna nu. în facultate, când studenții învățau pentru examene, băi, miroase a creier încins aici. Așa era. Mirosea a creier încins <laughs> pentru că se făcea sub presiune nu trebuie să presiune. Deci trebuie... creierul încins când auzi povestea asta e faptul că încerci să pui multe informații într-un timp foarte scurt. Imediat. Așa este, da. Și atunci, practic, chiar nu e bine pentru creier. Nu. Supra solicitarea nu ce la nimic dar să nu uităm. Am băieți tine sau fete tine, mai mult sau mai puțin tot ce -ar la medicină, cât vreți, tot ce -ar la greu, pentru că așa cerea facultatea. Am trecut și eu prin aceste lucruri, s-am învățat foarte mult, am tot noaptea, recunosc aceste lucruri și știu că nu sunt bune. Gândirea trebuie făcută în facultăți logică și plecat de la lucruri deductive dintr-unul într-altul, ca și în matematică și în alte lucruri. Asta trebuie să te... și memoria te ajută și trebuie să te ajute, nu trebuie să ți, să -ți forțezi memoria, să-ți o de memoria Dacă că este formidabil de necesară. Acum, sau bine să mă gândesc, de exemplu, noi facem un test ăsta aici, în studiu, dacă întrebăm uh, oamenii din echipă, de exemplu, cinci numere de telefon să le știe pe din afară, fără să le știem telefon nimeni. Doar nu știu. Știi, că numărul mamei tale? Doar, mai mult, știu. Doar numărul tău. tău. Da, nici da. pe-al mamei, nici pe-al ta... Știi, Florin? Fărință. Atât, nu? Și pe timpul lui Ceaușescu știam câte 20-30 de numere de telefon. Da, exact. Exact. Știam. Tot. Deci, antrenament. Antrenamentul cu antrenament. repetiție da. și să nu -l lași pe creier să se... Nu, să încetezească. S-a dovedit că șoferii de la mașinile din Londra sunt, au cea mai bună memorie. Au făcut și teste pe o anumită zonă în creier, se numește hipocamp. Și au făcut teste și au constatat că știu foarte multe numere de telefon și le memorizează. S-au făcut antrenamente adrese unde trebuie să meargă telefoane și s-a dovedit că acea zonă, serterașul în care se adună memoria, se numește hipocamp. Ori acea zonă este foarte dezvoltată în sensul benefic. Asta presupun că e valabil și la actori și la cântăreți. Care Formidabil la multe... actori. Totdeauna am întrebat cum actorii au asumat memorie bună și am, am aflat secretul, nu vi-l spun. Întrebați un actor. <laughs> e foarte interesant, memorizarea la actori. Dar știți ce vreau să vă întreb, domn profesor? Cum arată dumneavoastră creu? Adică dumneavoastră ați făcut până acum peste 23.000 de operații pe creier. Da. 23 de mii. Da. Adică dacă stai la un moment dat, te gândești, poate să fie un orășel mai mic din România. Da. În general sistem nervos. E creier și, și mă dă vaspinări și... Dar neurochirurg creier. înseamnă mai Tot. mult decât, nu doar creier. Nu doar creier. Am fost și neurochirurgie, sunt sub specialități. Specialitatea mea este partea cerebrală. Tumori cerebrale, partea vasculară, malformații care am avut, traumatisme cranele cerebrale, cred că am vorbit destul prea mult, mă laud. Nu, da, nu, trebuie da, să vă laudați. Da. Practic, la Sanador, asta faceți în continuare, neurochirurgie. Asta fac. Asta fac. Și operați au. în continuare. Și operez în continuare. Asta fac. Fac foarte multe consultații, foarte multe tratamente care recomand, cer și discut părerea cu alți colegi de diferite afecțiuni și în continuă activitatea de neurochirurgie generală toată, și specialitatea pe cea cerebrală. Și cum arată un creier ca să ocupe peste 23.000 de, de operații? Spuneați mai devreme, înainte să începem podcastul, 23.500 știați. 182. <laughs> Cu exactitate. Da. da. Cum arată creierul, da. Acest organ, care este, de fapt, destul de ușor, destul de moale, care este. Știți că are o cantitate foarte mare de apă în interior și are acele circonvoluțiuni. Este. De aici să... și de multe ori când discuți da, cu timp, e. băi, că n-au circunvolițiuni, adică că sunt... Uh... Aplatizat. Da. Că nu prea duce capul, nu? Că nu capul, da, așa este. Aceste circunvoluțiuni arată că omul este și mai, și mai, și mai deștept. Iar activitatea cerebrală nu constă, de fapt, în câte celule neurale ai care funcționează cât de multe au legături între ele. Deci între doi neuroni, cum suntem noi doi, trebuie să fie sinapse legătură. Eu am primit informația, trebuie să o transmit, dumneavoastră o prelucrați. Mi-o dați prelucrată și o transmit mai departe. Ori sunt sinapsele, iar un neuron puternic, să zicem, dumneavoastră, are cel puțin 10.000 de legături cu ceilalți, transmite informația. Vă dați seama, când mi-a spus o întrebare, aceasta s-a dus, eu sunt dreptat, și în creierul meu de partea stângă, a recepționat-o, am recepționat o în dreapta și acolo o prelucrează cu toate cunoștințele, nu știu ce, serterașele cu memoria, cu, am spus, de, de Seneca și așa mai departe, de Nero, a fost în era noastră, dar toate aceste lucruri care se întâmplă și pot să dau răspuns tot prin emisfera stângă care este efectuare în partea anterioară. Este formidabil jocul ăsta. Cum reușește creierul să facă acest lucru? Nu știu. Noi tot timpul încercăm și încercăm să urmărim activitatea cerebrală cu, cu informație, cu codificare, cu procesare, cu răspuns, cu efectuare. Cu... Da, este fantastic. Este fantastic. Acest creier este fantastic. Totul e să-l ținem sănătos. Acum vă spun o pildă, că tot am zis că da. mi s-a părut foarte frumoasă, între... am mai povestit-o aici la podcast, dar mi-a plăcut mult, iar acum mi se pare că se potrivește cel mai bine având alături de noi un neurochirurg și nu orice neurochirurg, o somitate și asta trebuie să acceptați, este părerea colegilor noastre și a oamenilor care vă cunosc și a oamenilor care vă citesc și era în felul următor, s-a întâlnit o un neurochirurg cu un, astrolog, cu un astronaut. Cu un astronaut. Și astronautul îi spune neurochirurgului, face, știi, eu zbor peste tot, în cosmos, am trecut prin toți norii, m-am dus în nu știu ce constelații, deci am ajuns peste tot. Și vrei să spun ceva? Nu există Dumnezeu. Iar neurochirurgul a stat așa, s-a uitat la el și a zis, eu operez în fiecare zi pe creier. Și ce crezi? N-am văzut niciodată un gând. Și mi-a plăcut chestia asta, adică da, că, da. că n-ai cum să, cred că exact cum zicea dumneavoastră, există legătura asta foarte puternică. Există și neurochirurgii care operează, deci operând pe creierul uman, îți dai seama că acest organ, creierul, este foarte fragil. Dar el este cel mai aproape de aură și de creativitate de Dumnezeu. Cu creierul mergem spre Dumnezeu. Pare o poveste. Foarte simplu. Am să o poveste la postcaz și am plecat acasă. Nu. S-au făcut experimente prin niște aparate foarte complicate, se numește remene funcțional, în care persoanele foarte credincioase, în special catolice, au fost studiate la mănăstiri. Li s-a făcut remene funcțional în timpul rugăciunilor și s-a constat că se aprind anumite centri în creier. Creierul se liniștește tot și niște anumite centri se aprind. A fost deschisă și e un spot în fine, o parte, o pată un spot uh, al lui Dumnezeu în creier. Deci există asemenea dovezi S-au făcut EEG-uri funcționale. Foarte, foarte, foarte active. adică credința în Dumnezeu. Rugăciunea te ajută te foarte ajută mult. Te ajută. În timpul, asta am vrut să spun în timpul rugăciunii, în timpul activității de în care ești rugăciunea înseamnă conectat, ești conectat. În toate acestea s au făcut EEG funcționale și s-a constatat că într-adevăr Anumiți centri sunt conectați cu rugăciune și sunt conectați, dacă vreți, cu Ființa Supremă. Deci, probabil că există acest lucru. Sunt o grămadă de dovezi făcute și în creier, și în știință, și aduse și la persoane care au trecut prin diferite momente, experimente, și în morți, moarte clinică, și reveniți, și toate acestea a fost și un neurochirurg, Eman Alexander, toate acestea dovedesc că ființa supremă există. Știți când se pune problema? Când ai nevoie, atunci există. Și atunci poți apela la Dumnezeu. Da. Spuneați ceva mai... Tot Octavian Paller, la un moment dat, spunea că dacă el putea să recomande ceva tinerilor, este să creadă în Dumnezeu, pentru că atunci când ești singur, ai cu cine să vorbești. foarte frumos a spus. Era un și filozof și om și literat și tot. Dar să știți că lucrurile merg treptat. Cu cât crești în vârstă, cu cât vezi mai multe, cu cât, și la mine, cu cât te apropii de ființa umană și de creierul uman, cu atât crezi mai mult în acest lucru, din toate punctele de vedere. Atunci podcastul ăsta trebuie urmărit de foarte mulți tineri ca să învețe din experiența altora. Am să vă spun un experiment care a fost prezentat, nu de mine, avionul Groazei, de un profesor de neurologie, care a fost și la dumneavoastră, profesorul Constantin Dulcan, și care a spus că era avionul Groazei, așa i s-a spus. Era un avion la 20.000 de picioare și zbura și zbura toată lumea fericită, toată lumea râdea, toată lumea era complet detașată. Toți erau atei, toți. Și stuardezele acelea bine făcute, formate, și piloții și toți. La un moment dat, avionul intră în turbulențe, se dă peste cap, când au ajuns jos, s-au autorizat, toți erau credincioși. Unde e adevărul? Da, corect. Unde adevărul? e adevărul? Și toată lumea, în special neurochirurgia, toți sunt în general în general, foarte, foarte credincios, pentru că știu că singurul lucru care te poate ajuta în anumite momente este doar Dumnezeu. Sunt momente foarte dificile în operațiile pe creier pe care trebuie să le parcurgi. Și n-ai ce să faci. Nu, nu, ai, nu mai ai alt spate decât să te mai rogi la Dumnezeu să te ajute. Cât a fost cea mai lungă operație pe care ați avut-o? Cea mai lungă a fost 5 ore de microscop, atât a durat. A fost o operație, a fost o tumoră mare, 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 care pleca din spate și ajungea până aici în frunte. Se numește un meningiom imens, care a început operația pe la 10 dimineața, a terminat la 8-9 seara. 5 ore de microscop. Am făcut parte de 5 ore, partea asta de 5 ore de microscop. Foarte dificil, foarte, foarte dificil. Pacientul a fost perfect. Dar vreau să spun că efortul este foarte mare, pentru că te bine, consumă mult. Te consumă mult. Și m-a întrebat dar poți rezista? Nu mai simți, ești în transă. Nu mai simți că n-ai nevoie de uh, apă, că n-ai nevoie de alte nevoi, ești concentrat și, concentrat și concentrat și concentrat. Și atunci lucrurile decurg. Și poți, și poți, și poți, și trebuie să faci acest lucru. Sigur, lucrurile a evoluat de atunci. Au apărut o grămadă de alte aparaturi, instrumente care te ajută, dar să nu uităm, la fel menționez, cum a spus și academicianul Leon de NL, că noi suntem mâna Dumnezeu, care executăm faptul în sine. Nu cum v-ați apucat de meseria asta. Dintr-o întâmplare. Spuneați mai devreme, mama medic, nu? Nu, nu, mama a fost profesoră de matematică. În familie erau mulți medici, și toată ziua vorbeau de medicină. Și am dat la medicină, am ajuns, etc. Și uh, am ajuns, am dat examenele. de aia. nici am făcut, îmi mea la țară. Am făcut trei luni. Printr-o întâmplare am avut note foarte bune. A fost o întâmplare. Și, și am rămas în București, am dat examen, cum este acum. Intrarea în București în mea specialitate. Nu știu exact, în fine, când am, nu, rezidențiat. Da. Am dat rezidențiatul și când am dat acel examen, am luat un loc eligibil pe București și am ajuns la neurochirurgie, la profesorul ăsta. Și când m-a întrebat, vrei să faci, am zis, nu, a fost o întâmplare. Am crezut că mă dat afară. Am crezut că mă înjură. Nu. M-a luat, m-a dus în tip pe chirurgie generală, pe ortopedie și după aceea după un an m-a luat la neurochirurgie. Și eram la Spitalul Nou, atunci Spitalul Nou se numea Balamuc și era o frază că dacă guști un an din Balamuc, după aceea rămâi toată viața. Așa a fost. Și nu regret deloc că am făcut neurochirurgie ca specialitate. În toate punctele de vedere. Mai e povestea când ne a zis, bă, a luat o razna nebunit. Așa la Balamuc. Ce înseamnă asta? Că se produc niște nu, era conexiuni? Partea. Se strică niște conexiuni? Se strică niște. Dar uh, spitalul nouă da. avea boli mentale, adică psihice, neurologie, endocrinologie și neurochirurgie. Deci -aveam... noi n-aveam legătură cu veselii de acolo decât că eram în aceeași curte. Atât. Dar când se spune chestia asta, bă, nu te mai înțelegi da, cum așa a luat o razna. Ce se întâmplă? Se... De reglare. De reglare a sistemului nervos. Sunt foarte multe boli de dereglarea sistemului nervos. Iar din nefericire, în momentul de față, pe suprafața României sunt foarte multe stări depresive sau anxios de Și de ce sunt oamenii depresivi? Cum pot să scape de depresie, domn profesor? De la lucru, că lucrează foarte mult și foarte haotic. Lucru, și în, în grabă, în fugă, mult, peste puteri, și nu se odihnesc, și urmează insomniile, prea multe solicitări. Uitați-vă, uitați-vă în special la doamne, care au, pur și simplu se prăbușesc. Din câte solicitări au, vor să performeze, vor să fie și directoare, vor să arate și bine, vor să fugă în 3-4 locuri, să facă în aceeași zi. nu rezistă. Da, dovadă că de aceea și apar aceste boli. Da, și noi ne avem capacitatea atâta. Dacă poți atât, nu sări mai mult. Ajunge. Știți, mă gândesc că atunci când ești tânăr niciodată nu te gândești că Așa poți e. să ai probleme și când ești tânăr pierzi nopțile, Așa alergi, e. faci 100 de mii de lucruri, mănânci toate prostiile, nu te e gândești adevărat. niciodată că trece timpul și că la un moment dat s-ar putea să conteze e. ce ai făcut în tinerețe. Aici a fost marele noroc pe care l-am avut eu și poate și alți chirurgi care știam clar. Ca doua zi eu am de lucru. Știam clar că profesorul meu la ora șase se face vizita. Deci, la șapte. Aveți o organizare. Deci, știam clar că eu trebuie să fiu înaintea lui cu o oră, să văd pacienții, să știu despre ce vor, că am vorba un șir de, de trimiteri și de înălțări în care nu vi le pot replica. Deci, știam și atunci ce trebuia să. Orice se întâmpla, trebuia repede să fug acasă, să mă odihnesc și să fiu la ora 5 în spital, cel târziu, 5.30-6, ca să văd pacienții și să pot să-i spun că îmi venea la vizită. Cât de importantă e odihna, observat-o că mereu când se poate, da. o, o aduceți în discuție. Întotdeauna. Am câteva întrebări despre mită și adevăr și aș vrea să vă întreb să ne, să ne lămuriți un pic. Sunt mulți oameni care spun, că anestezia se scurtează viața cu 5 ani. Nu. Anestezia actuală nu suriază. Este adevărat că la persoane în vârstă se spune că anestezia generală omoară un număr de neuroni. Nu credem în mod deosebit. Că substanțele au evoluat. Și oricum avem neuroni pentru 300 de ani? Așa că nu. Dacă se știm părere. să îi ținem vii. Da, da, sigur. Și anestezia cu aparatele. Aceasta bagă foarte mult sigur, anestezicul ca să te sedeze, să-ți ia și durerea, să, să te relaxeze și apoi trezirea este numai rapidă. Este trezirea treptată, treptată în care bagă oxigen în tine. Și bagă, și bagă. Și atunci era nervoasă, primește oxigen, se oxigenează. De cu microunde, la fel și de, tu, de telefoane, spuneau că provoacă tumori. Este într-adevăr o teorie cu acest lucru la fel, că cu măsură și cu... eu de exemplu nu folosesc telefonul mă direct, eu nu-l pun la ureche. Eu vorbesc prin de pe difuzor, pe... de ori pe difuzor, ori pe căști? Bluetooth, da, Bluetooth sau pe în căști, pe orice. Nu pe direct. e și normal. Deci mă feresc de contactul direct cu telefonul. Se de... spune că e bine nici când dormi în camera unde dormi. Niciun caz. Deci dacă aici este telefonul meu este pe eu, la 5 metri, la 3 metri nu lângă mine. Deci nu e bine să ții telefonul mobil lângă tine când dormi? Nu. Mm -hmm. Poți să ții altceva lângă tine, dar niciun caz telefonul. Sunt mulți care spun că nu e bine să ți ții nici în, în buzunară de la pantalon, exact. că te afectează e din punct e de vedere. zonă. Este adevărat. Este dovedit și acest lucru. Nici aici la inimă. Deci m-ați întrebat cum, ce mi se întâmplă mie. Îl pun în față și vorbesc pe telefon, dacă merg pe mașină, și vorbesc, nu butonez, vai, așa Am apăsat și răspund și vorbesc. Atât. Iar în rest, îl țin la distanță. Nu este prieten, e un, o unealtă. Și unealta alta, nu trebuie să domine Se pe tine. Eu o să... domin, da. Domic, da. Uh, foarte, foarte interesant. Știți ce vreau să vă mai întreb? Că e bine, deci, practic, să dormim fără telefon mobil seara. În niciun caz. De, nu trebuie să fie pe lângă noi. Și uh, pentru. Legat de treaba asta, mulți zic, ne-au, domnule, creierul ăsta îți menține sănătos și printr-o viață sexuală uh, activă. E tot spor, nu? Nu vă pot contrazice. <laughs> nu, că la un moment dat tot am citit și zice, trebuie să întrebăm exact Existe. cât de importantă este pentru Ace creier. Face parte din viața noastră. Totul face parte. Și cum ne alimentăm, cum bem, cu tot, este și acest instinct pe care îl avem. Și această parte este bine să o avem. Deci, în orice caz, nu proteste, sunt de acord. <laughs> perfect. Uh, am văzut poruncile pe care dumneavoastră practic le-ați spus în, în carte, iar eu vreau să mai arăt cartea asta a celor care urmăresc podcastul Alexandru Vlad Dăciurea, profesor universitar, doctor neurochirurg, sănătatea creierului pe înțelesul tuturor. Asta este cartea cea mai proaspătă acum a apărut, da. practic și oamenii da. pot să facă rost de ea. Dar în același timp am mai avut aici, mai am de la o ediție uh, revizuită, nu? Iarăși Ia. reeditată, Călătorii în centrul gândirii. Da. Este Și este foarte interesantă, dacă observați, este... Da. Creierul acela în care, de fapt, este a, Da. Pictat Dumnezeu. de Michelangelo și care este Dumnezeu. Incredibil. Cum a putut Michelangelo, la 1511, să facă acest tablou și cum l-a gândit. Noi încercăm să descifrăm, am și o descoperire în pictură. Așadar, oameni buni, sunt niște cărți pe care vi le recomandăm aici la podcast, dar vrem să nu trec ușor peste povestea asta cu depresia, domn profesor. Foarte mulți tineri în ziua de astăzi suferă de depresie. E adevărat. Foarte mulți tineri în ziua de astăzi uh, sunt uh, epuizați. E adevărat. Și nu știu cum să fie altfel. În primul rând, lăsați telefonia deoparte, Facebook-ul deoparte, tableta deoparte, ieșiți în aer liber. Un bărbat luați o uh, prietenă frumoasă de mână, să vă înțelegeți, vorbiți ce vă vine pe limbă, nu vă jenați din niciun fel, dar fiți oameni, fiți oameni coborâți pe pământ, discutați, mergeți, fă, beți un bahar de vin, socializați. Și socializați. am și spus în carte, la sfârșit acolo, ai ce în froide, ai ce în libe, puțină prietenie, puțină iubire. Asta este secretul. Au uitat să se iubească, din toate punctele de vedere. Practic să te iubești pe tine, ne-ați spus cum arată o zi din viața dumneavoastră așa, ne-ați spus cum e dimineața când vă treziți, când vă pregătiți da. să mergeți la muncă, seara ajungeți în așa fel acasă încât la ora 22 să fiți în pat, ultima masă la cât o, încerc, o încerc la ora 7, dar din nefericire uneori împing și spre 8, încerc la 7. Pentru că toate lucrurile astea sunt importante. Da mă împinge viața să fiu după șapte, dar vreau să încerc ultima masă la șapte, dacă se poate, și să nu mănânc foarte mult. Dacă mă întrebați ce fac tot posibilul să mănânc pește și mâine, m-am anunțat la un restaurant, păi mă rog, să mănânc rog, mă rog pește. Da. Da, și peștele ăsta în cantități prea mari nu creează alte probleme? De, doamne, nu, sigur că da, la fel totul cu măsură. Mănânc pește de plăcere, nu mănânc pentru altceva. Și asta, măsura asta, mi se pare greu să știm care e. Ba, puțină, la fel, puțină, puțină gândire, puțină, puțină problemă. Am văzut și am fost în diferite... Acum vin de la Hanover, noi avem centru de pregătire, MECA, neurochirurgie la Hanover, și un profesor care are o anumită vârstă, nu vă mai spun, m-a invitat după ce am fost acolo și am avut ușa pregătire, vreo două zile, m-a invitat seara la restaurant. Bun, gata, mergem, ne cunoșteam foarte bine. Unde m-a invitat? La un restaurant chinezesc, nu german, nu bavarez, nu altceva, nu cu carnărie multă. Au fost, nu știu, cum sunt la chinez, mai multe feluri, din fiecare câte puțin, câte puțin. M-am uitat la ceas, la șapte parcă m-a luat, la nouă jumate mi-a spus la revedere, mi-a chemat mașina și a plecat. El cu mașina lui acasă, n-a băut alcool, eu cu mașina care a chemat. -o. Deci la nouă jumate a încheiat totul. Deci, adică totul e, tot e o cumpătare asta nu înseamnă că n-a intrat asta nu înseamnă că n-a vorbit că n-a socializat și ce am discutat a fost foarte important s-a oprit la 9.30 în de... niciun caz nu a stat noaptea târziu dar în general chirurgii nu-și permit aceste lucruri pentru că a doua zi trebuie să realizeze ceva există, nu poți există vreun set de vitamine pe care le recomandați pentru creier? știți cum? Nu știu, te duci și iei o vitamină așa zi de zi ajută vitamina ce? Există... ajută sau toate niște vitamine pe care, domnule, uite, e bine să le luați preventiv, așa. Toate vitaminele ajută. Toate. Deci nu se pune, toate merg și aceste substanțe pe care noi le luăm se duc și se transformă în creier, în. Nu ne interesează neurotransmițătorii Ca între noi doi, în acea fantastică. Acum am o lucrare la Iași cu studenții mei. Am 8 studenți, o studentă în grup. E una care e de târcoare acum vrea să intre în grupul nostru. Deci, 8 noi vorbim despre un fenomen fantastic, legătura între neuroni, între noi doi, sinapsa, acolo e. Deci noi cum putem să împingem sinapsa înainte? Dacă sinapsa merge bine, nu facem nici boala aia, cum ar spuneam boala uitării, că am uitat cum îi spune, Ansele, nu? nu facem nici aia, nici aia, nici aia. Atunci noi trebuie să facem. Ce îi dăm sinapsei să fie bine? Ca să poată să facă exact autostrada, fluidificare ca apă și ca, și ca, vitamine și ca tot. Toate vitaminele sunt bune. Nu există vitamine proaste. B12 este formidabil pentru că Formidabil. B12. Da, B12. da, B12. nu trebuie luat doar în urma unei evaluări Na, medicale. Există evaluare. Exist. Se spune că ți se accentuează dacă ai în cancerigene, ți le dezvoltă mult mai repede. Un stimulator. E un stimulator. Ați întrebat. Una e... Totdeauna nu există perfecțiune în lumea aceasta. <laughs> cu cât merg mai mult, cu ca se întâmplă cealaltă parte. Da. Uh, de la fel, totul cu măsură. De exemplu, există fructe formidabile. Uh, M-am uitat și la arabi. Ei sunt mari. Bă, și aici, în București, restaurantele arabe, n-ați văzut că iau tot felul de fructe mai exotice pe care fac tot felul de uh, sucuri, da. rodie. 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 Bună, fantastică peste tot și în creier și în alte părți a organismului. Da. Dar, Rodi, aveți mango, avocado, foarte interesante, sunt pline de vitamine uh, foarte bine uh, care, zi, uh, plac creierului, toate aceste lucruri. Există, cum te duci să vezi dacă ai colesterol, vreo analiză pe care poți să ți-o faci și să ți spună, da, domnule, ai un creier care funcționează 99%, 80%, Acum, da, nu este remeneu funcțional și spune exact cât funcționezi și cât poți performa și cum este și partea de angiografie de vase și ce se întâmplă cu celule nervoase și ce se întâmplă cu centrii, să zicem, motor sensitiv, ce se întâmplă cu centrii gândirii. Adică ce tu nu trebuie a... să ai nicio problemă și poți să te duci să-ți faci un remene funcțional, așa să se numește. Da, sanator, bineînțeles, nu? Sigur că da. remeneu funcțional. De deci ce e funcțional? Că mi-arată și mai multe mișc mâna dreaptă și mai parte în cărerul stâng, unde am mișcat. Unde e acolo? Cât de bine am mișcat. Adică... Și cum -a... se face rmn asta ăsta funcțional? Așa. Adică te bagă la fel în tubul A, ăla, în aparatul ăla, nu? Sigur. Da. Și cât durează? Depinde de pacient. Am avut un, o personalitate. Adică insetat. e sănătos tu și ești domnule, vreau să vă cum funcționează creierul. O anumită persoană a vrut mai decât să meargă la acest centru formidabil din Germania, să meargă acolo. Cei cunoașteți, da. Bă, haideți zic, mergem de plăcere. Mi-au într-un weekend și mergem acolo. Ne vede, el vede profesorul și zice, știi, eu, dragul meu, aș recomanda acum un remenei funcțional. De ce, domnul profesor? Pentru ca să văd pe creier, Există o boală acolo, avea o boală, ce crezi să văd. Și a intrat, am intrat și eu să văd ce îi face. Și pe nu el punea, mișcați mâna dreaptă, mâna stângă, vorbiți. Fost acum, acum 5-6 luni. Vorbiți, se vedeau și apăreau luminițele. Și vrea să vadă dacă boala este aici, în jur creierului normal, funcționează, dacă scoate boala respectivă, partea cealaltă va acoperi zona, va vindeca sau nu va vindeca. Aici erau probleme serioase. Serioase. Dar nu era atât de mare dar boala. Tu, dar, tu, ca om obișnuit, poți să te duci să-ți faci un remene funcțional ca să vezi cum funcționează. Sigur că da. Sigur. Ca om obișnuit, cum îți faci analizele, poți să faci acest lucru, să vezi cum funcționează. Dacă te interesează, mult deosebit. Te dacă ajută, nu? nu? Dacă nu veniți la podcastul domnului, că și, <laughs> și mă aici, da, corect e mult mai bine. Dar de Alzheimer, pentru că e o boală de, pe, de, care auzi din ce în ce mai des oamenii da. uh, Tot a treia persoană la peste 70 de ani în Statele Unite face Alzheimer. Este Una de, din trei persoane în Statele Unite? peste 70 de ani. Și aflați care e cea mai mare rată de Alzheimer din lume. Am făcut acum o lucrare în Finlanda. Nu cred. Ba, da, dar cred că acolo este altceva. Cred că este... Sunt introvertiți, cred că sunt cu depresie, cred că sunt izolați și clima și lumina în Finlanda au cel mai mare număr de statele. Unde unii. E rata uh, da. de viață este mult mai mare, adică... Una e Alzheimer și alta e viață da. E foarte interesant. Deci Finlandia... ca să nu facem Alzheimer, când o să fim bătrâni, ce trebuie să facem? Asta. <laughs> da. Unul din tratament. Bună, a, să trăiești, domn' profesor. Uh, Riz să gândim, să fim pozitivi, uitați-vă la Ce vesel, nu le pasă, toată lumea e fericită, ei cântă. Nu știu, după podcastul ăsta cu să, să vine să-mi dau demisia de la muncă. Nu acum, mai aveți timp. nu știu, dar adică trebuie să fim un pic mai relaxați, prea suntem uh -huh. agitați. Exact cum am spus. Asta are rezultatul, Te duce exact. Creia, ne mișcă creierul înainte. Deci, oameni buni, sperăm podcastul ăsta să vă fi fost așa pe, pe suflet. Îmi spuneați că aveți un, un sfat, dacă am putea spune așa, sau un mesaj pentru cei care au urmărit podcastul nostru. Mesajul este foarte simplu, și ultimul capitol spune bucuria de a trăi în această bucurie. Trebuie să ne bucurăm că trăim pe acest pământ, că pământul României este binecuvântat, e adevărat, de către mai ca Domnul, n-am spus-o eu, a spus-o Papa mai Domnului. Și noi putem avea toată această fericire și bucurie aici. Avem tot ce ne trebuie. Suntem deștepți, suntem frumoși, avem de toate și trebuie să avem de toate. Depinde numai de noi. Această țară și dumneavoastră care ne ascultați să trăiți sănătos, să aveți un creier foarte frumos și să ne iubim între noi. Să ne iubim între noi, ce frumos a spus-o. Oameni buni, vă recomand cartea profesorului universitar, doctor neurochirurg Alexandru Vlad de Ciurea, Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor. Sper cartea asta să existe în biblioteca fiecărui român. Pentru că nu faci altceva decât să investești în tine, în sănătatea ta, în creierul tău. Iar eu promit că weekendul ăsta o, o, citesc, efectiv o citesc pe toată capul cu adăști, Mi-ar plăcea să mai facem un podcast 2 după ce citesc cartea, cartea aceasta eu promit că încerc să vin la podcastul 2, dar nu pot, pot să promit data când voi veni la acest lucru. <laughs> Pentru că domn profesor <laughs> e la Sanador, operează acolo, are conferințe, congrese și multă energie. Vă mulțumesc. Sunteți mulțumesc. minunat, pe cuvântul meu, onoare să fiți alături de noi și vă apreciem mult de tot. Nu e bine să mă lăudați. Mulțumim mult de tot. Multă sănătate. Mulțumim, Mulțumim mult. Oameni buni, lăsați comentarii, mesaje și vă așteptăm și la alte podcasturi care au teme medicale pentru că e important să avem grijă de noi, de sănătatea noastră, de mintea noastră, de creierul nostru, de corpul nostru. Așa că aveți grijă de voi și nu uitați. Da. Un pahar de vin nu face rău. Da. Doamne ajută. Da, vă mulțumesc.